Bună dimineața, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici, ar fi trebuit să am inimioare, bomboane de ciocolată peste tot și ursuleți de pluș, dar iată că nu o fac. Astele au câteva aspecte bune pentru ziua îndrăgostiților pe care am importat-o și e foarte bună din punctul de vedere al marketingului. Să zicem că avem un sextil între Venus și Neptun care ne face așa mai blegi și mai visători și mai încrezători în oricine și în orice. Și avem o conjuncție Marte-Pluto care ne ajută să fim mai pasionali. Nu sunt aspecte astăzi, ele au început ieri, însă în continuare au efecte, să spunem așa. Am să vă sărbătoriți, să vă bucurați indiferent de faptul că este o sărbătoare pe care am adus-o din altă parte, dar uite că nouă ne place să le trăim, să le experimentăm pe acestea din zona aceea lumii. Bun, Berbec, ei bine, îți revii așa puțin după conjuncția Marte-Pluto de ieri, îți dai seama că trebuie să ai grijă cu cine umbli, îți dai seama că trebuie să ai grijă cu ce persoane te aliezi și de asemenea îți dai seama că nu mai poți rămâne aici unde ești și că anul acesta trebuie să faci o schimbare în viața ta. Anul acesta și poți începe încă de pe acum. Taur sau cei cu ascendent în Taur la voi, îmi place extraordinar de mult luna aceasta, cu Marte în casa 10-a, dragii mei. Da, ce o să fie la voi vis. Sunteți împinși de la spate să faceți o schimbare și să lăsați trecutul în spate și să vă duceți către viitor și să vă reinventați. Trecem la Gemeni. Mă gândesc că ne apropiem de un careu Marte Uranus. Marte, guvernatorul vostru, s-ar putea să întâmpinați unele surprize, vești neașteptate de peste hotare sau de la oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp, lucruri care vă vor afecta, bineînțeles, dar vă recomand să fiți optimiști. Trecem acum la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Venus e în casa 7-a, face acest sextil cu Neptun. Cumva astăzi voi sunteți mai împăciuitori. Îl iertați pe partener sau îi acceptați anumite lucruri sau persoana cu care ieșiți de ceva timp, îi mai dați o șansă să vedeți voi ce e acolo, ce se întâmplă. Mergem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. La voi știți cum este. Pe de o parte, vreți să dați mai multă atenție relației, dar pe de altă parte, parcă ați vrea să stați mai mult și la serviciu astăzi. Mulți dintre voi s-ar putea astăzi să inventeze tot felul de scuze, să nu dea pe acasă mai mult. Deci mă acum la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Și la voi e foarte important acest viitor careu Mercur Uranus, ceea ce mă face pe mine să cred că nu trebuie să vă bazați pe nimeni și pe nimic, ci doar pe voi și trebuie să învățați să fiți cât mai flexibili în această perioadă. Mergem acum, iată, la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. Venus, guvernatoarea voastră, acest sextil cu Neptun, cumva. Și voi sunteți mai visători, mai încrezători sau știți cum astăzi aveți niște ochelari roz și priviți prin ei, mai ales relația, dar și relația cu familia și ați vrea, cum sunteți voi mai romantici, așa mai dornici de relație, astăzi vreți să vedeți că totul este roz. Așa să fie, măcar astăzi. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion, acest sextil dintre Venus și Neptun vă ajută din punctul meu de vedere pentru că ne creează premisele unor atitudini dornice de a-l cunoaște, de a-l înțelege, de a-l accepta și de a empatiza cu cealaltă persoană. Deci acum la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător, astăzi puteți să fiți darnici, da, dar atenție și cu voi, nu doar cu alții, că știți cum e, până la am învățat să, știți cum e, prima dată trebuie să înveți să dai, da, ca să înveți să primești, dar mai întâi trebuie să înveți să dai pentru tine, da? Din punctul meu de vedere. Deci la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, cu Venus, e într-un aspect bun cu Neptun astăzi, Venus în semnul vostru, eu v-aș recomanda să vă îmbrăcați așa cât mai plăcut pentru voi și pe urmă către ceilalți și să fiți romantici chiar în înfățișare, în atitudine și în comportament. Mergem acum la Vărsători sau cei cu ascendentul în Vărsători, dar trebuie să fiți cam grăbiți. Pentru că Marte a intrat, s-a întâlnit cu Pluto și ziceți, gata, nu o să mai poate, trebuie să iau o decizie, trebuie să fac ceva, trebuie să cuceresc, trebuie să câștig ceva. Nu uitați că orice grabă nu e atât de bună. Emoțiile sunt bune, da, și să te fustăcești, dar când te grăbești, merge la Pești sau cei cu ascendentul în Pești. Dacă sunteți singuri astăzi, să știți că prietenii vă pot fi de mare folos, așa că nu ezitați să vorbiți cu ei. Iar dacă nu sunteți singuri și poate aveți prieteni singuri, încercați voi să-i consolați că iată, este ziua îndrăgostiților și nu au și ei pe cineva. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!